ziua! Deschid ședința din data de 22.12.2022. Avem acum colindătorii de la Liceul Tehnologic Făget și a venit să ne colinde și după aia trecem pe ordinea de zi, dar până atunci așteptăm colindă. Primiți cu colinda! Da. Da. Îmi amintesc, la noi în sat era un obicei curat, de toți copiii aștepta și cu sfințenie păstrat. Era colindul de Crăciun, cântat în seara de ajun. Copiii grupuri s-adunau, colinde noi ei învățau, pe cele vechi repetau, iar în ajun ei colindau. Ca îngerii cântau frumos, vestind că s-a născut Hristos. Acei copii colindători, fi de răzei sau de păstori, ei nu știau că-s păstrători de creștine sau prevalori. Era ascuns în traista lor tezaurul unui popor. Pe atunci românii de la sate trăiau frumos în unitate, cuvântul avea greutate, munceau din zor până în noapte. Dar din Crăciun la bobotează, orice creștin frumos servează. Chiar și din zile lucrătoare, săranii făceau sărbătoare, căci îi vedeai pe fiecare în haine noi strălucitoare. Iar fața lor era scădată într-o lumină necreată. Mergeau cu mare bucurie în sărbători la liturghie, stăteau în rugă și trezvie, n-aveau nici urmă de trufie. Smeriți, dar îmbrăcați frumos, primeau merinda lui Hristos. Iisus Cerescu, suveran, în timpul acesta diafan, vine în fiecare an în Betleem și la Iordan, să ia în trupul său curat al nostru vechi și greu păcat. Toți lăudăm pe Dumnezeu că ne-a trimis pe Fiul Său, Cel care ne-a învățat mereu cum să fugim de duhul rău, ca să putem și noi cânta cu îngerii aleluia. Dar toate acestea au trecut, căci n-am luptat cât am putut, ca să păstrăm tot ce am avut și timpul este revolut. Nu se întoarce înapoi, nici chiar în ziua de apoi. Începe anul rugăciunii, români veniți în casa pâinii, rugați-vă cu toți creștinii să fiți mereu fii ai luminii. Că de-am slujit doar liturghia, vom salva țara România. În amul de seară, când cerul s-aprinde flori de măr, îngerii din cerul vin să ne colinde flori de măr. Oamenii ascultă, nu doarme niciunul flor de măr. Sunt cu toții veseli că a venit Crăciunul flor de măr. Pruncii puși leagă, deși nu cuvântă flor de măr. Colinda din cerul cu îngerii cântă flor de măr. Steaua cea cerească inundă pământul flor de măr. Iar în orice casă se naște cuvântul flor de măr.
pregătește scutece din pâine flori de măr. Tata sfarmă în pior, cânepă și grâne flori de măr. Copiii își lasă lunga lor grâjoană flori de măr. Când preotul vine cu sfânta icoană, flori de măr. Cântă împreună imnul sfânt de praznic, flori de măr. Și simt cum un înger le rămâne paznic, flori de măr. Plăvanii puternici, miei și asinii, flori de măr. Simt și ei din staul că e casa pâinii, flori de măr. Pe când o să termine la liturghie, flori de măr. Văz Duhul se umple cu fum de tămâie, flori de măr. Împăcați cu toții și îmbrăcați frumos, flori de măr. Gustă din potirul pruncului Hristos, flori de măr. Se întorc acasă, vesel și cu cernici, flori de măr. Lui Iisus în slavă că i-a făcut vrednici, flori de măr. S-așează la masă cu toți împreună, flori de măr. Casa lor e plină, doar de voie bună, flori de măr. Vin copii cu steaua și-s primiți în casă, flori de măr. După ce colindă, sunt poftiți la masă, flori de măr. Li se pun în traistă daruri diferite, flori de măr. Că Hristos e darul lumii infinite, flori de măr. Îți mulțumim, Doamne, Cel ce ne-ai creat, flori de măr. Că ne-ai smuls din mâna celui necurat, flori de măr. Intră-ne în templu pentru a te naște, flori de măr. Și-n inim curate tu te recunoaște, flori de măr. La anul și la mulți ani! Familia de la Liceul Tehnologic Făget, formată din copii, cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar, vă urează sărbători cu pace, lumină și sănătate. În dar de prețuire vă rugăm să acceptați câte un ornament lucrat de elevii noștri. Noi, din partea Consiliului Local, vă dorim sărbători fericite, la mulți ani și să sperăm că o să vină un an mai bun decât a fost ăsta și să lucrăm împreună, să mergem în continuare împreună și să învățăm copiii la asemenea lucruri frumoase. Mulțumesc! Mulțumim pentru sprijin! Emmanuel,
hogy felköszöntöttek és megénekeltek. Kegyelemtájás karácsonyi ünnepeket kívánok Dani Gergely iskola diákjainak, vezetőségének, és a kispapunknak, hogy ilyen szépen felkészítette a kórust. Köszönjük szépen, és egy áldott, boldog új esztendőt, akivel nem találkozunk mindenkinek. Köszönjük szépen. Köszönjük egy közös szépen. Soborképre felállnánk ide. Fel lehet állni, igen. Na, csatlakozzanak a csoportéhez. Jó? Gyermekek, miután a cukorkát elvettétek, álljunk fel egy közös képre, jó? Mert meg kell örökíteni. Álljatok fel, gyermekek! A munkaközösségének nevében szeretném megköszönni az ez évi támogatásukat, és reméljük, hogy a jövőben is ugyanolyan termékeny együttműködésünk lesz, mert együtt győzni fogunk. És azt mondom, nagyon sok szép mindent tudtunk megvalósítani az elmúlt években. És még egy dolog, ha valaki a jövőbe szeretne fektetni, akkor fektessen gyerekeinkben, de úgy látszik, hogy hamarunk meghallgatásra talált, mert úgy érezzük, hogy tényleg fektetnek az oktatásban, a gyerekek fejlődésében. A tegnap voltunk a Bákói tanfelügyelőségen, a Csángó Magyar Szövetségnél, és azt mondták a tanfelügyelőségen, muszontko, piszontko, mol. Ezt a csámáj, fumászasi, csámáj, tára, ekipakája, nyakolindát. Tehát még egyszer köszönöm mindenkinek, áldott karácsonyt, boldog új évet, vador imkra csúnfericsit, multum inventus prisimultumina vaszkra, muszum tem szimbul, azta szimcim, si lamuciam tem tupatum. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Libasorba szépen megyünk! Prezența, să facem prezența. Sunt 5 online, restul prezenți. La online din păcate motive de sănătate. Motivul ăsta. Motive de sănătate în mare. Deci avem pe ordinea de zi 12 proiecte. Începem cu prima, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 24.11.2022 și a ședinței extraordinare din data de 12.12.2022. Supun la vot procesul verbal. Obiecțiuni? Nu știu. Cine este pentru? La următorul proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Timiș-Făget, numărul 316, pe 15.12.2022, cu privire la rectificarea bugetului local și a listei de investiții a Comunei Timiș-Făget pe anul 2022, avizează Comisia 3, inițiator primarul Comunei. Aici este vorba de proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, despre care am vorbit și în comisii. Am primit odată 150.000 de lei și după aia 90.000 de lei, adică 260.000 de lei și rectificarea bugetului cu aceste sume și ce a mai fost prins acolo cu pentru angajația aia 300 de lei prima de lei, da, de Crăciun. Da, deci cine este pentru? Trei. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren pentru imobilul concesionat către Asociația Maghiarilor Ciangăi din Moldova, avizează Comisia 3. Aici este vorba și ca și anul trecut, este o asociație care a construit Rălenița, având în vedere legile actuale în țară, ei sunt scutiți de impozite. Nu mai trebuie să însușească și consiliul local și pe tema asta a fost inițiat proiectul de hotărâre. Da, cine este pentru? Da, proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 10 metri cub lemn de foc către centrul de permanență Lunca de Sus. Avizează Comisia 2. Inițiator primarul. Viceprimar.
da, viceprimarul, mă scuzați. Ca și anul trecut, am acordat pentru centrele de permanență niște lemn și anul ăsta a venit cu cererea respectivă. Dacă sunteți de acord, să dăm 10 metri cu lemn la lungă. Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, care vor face parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei. Avizează Comisia 1. Inițiator primarul. Aici nu știu dacă ați discutat în comisii, cine sunt persoanele nominate. Domnul Antar. Da. Și domnul Ieșa. Sunteți de acord? Supun la vot? Da. Supun la vot atunci, dacă sunteți de acord. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei cantități de 10 metri lemn de lucru subțire personalului voluntar din cadrul SVS-ul Ghimeș-Făget, avizează Comisia 2. Inițiator, viceprimarul Comunei. Da, aici este vorba, ce am discutat și în comisii, de cantitate de 10 metri cub de lemn subțire pentru persoanele care sunt voluntari în SVS-ul. Adică persoanele pe care le vedeți când, Doamne ferește, e vreun incendiu sau orice altă problemă care se rezolvă de aici, de la noi, de la primărie. Eu zic că până acum persoanele respective n-au primit nimic pentru ce au prestat și dacă putem ajuta cu treaba asta cu lemn de lemn subțire, e un lucru bun. Adică 10% din... Da, ei o să plătească 10% din preț. Din preț. Din preț. Deci supun la vot. Cine este pentru? Bine. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația Microregională Lider Pogani-Hoș, avizează Comisia 3. Aici am mai discutat treaba asta în care suntem, facem parte din Pogani-Hoș, nu de acum, de ani de zile, având în vedere că noi am preluat legătura și încercăm să facem niște proiecte, de exemplu, să începem proiectarea pentru o pistă de bicicletă pentru toate cele trei comune. Și cealaltă chestie care vrem să cumpărăm și o mașină de strâns lapte, trebuie să plătim cotizația anuală de 3 lei pe cap de locuitor. Am putut să negociez și am ajuns la 10.000 de lei anual cotizația anuală. Și pentru asta era și rectificarea bugetară, că noi la început de an nu am prins nicio sumă privind cotizația anuală la ei. Și atunci, cu ocazia asta, am prins și rectificare treaba asta. Despre asta este vorba. Noi facem parte de mai mult timp, adică înainte, cine era de mai mulți ani înainte, cine era conducerea, era deja intrat asta. Vine de pe vremea lui domnul Tancu, când a fost el viceprimar. Bine, noi în o perioadă a fost, am lipsit de acolo, dar conform actelor și sentinței civile și așa mai departe ce are hotărârea asociației respectivă, noi nu am fost niciodată șters afară. Așa că pentru asta cerem acum votul dumneavoastră. Încercăm să facem și pe partea aia ceva care o să ne folosească pentru comunitatea noastră. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind suplimentarea posturilor din organigrama, statul de funcții și a statutului de personal al RPL OS Ghimeș-Făget RA cu postul de șofer, precum și aprobarea cheltuielilor aferente postului nou înființat. Avizează Comisia 1. Aici este vorba, cum știți, vara asta am renunțat la o mașină mare care era dată în chirie în primărie. Acum lucrează 100% pentru Ocol și
Și având în vedere că avea șofer pe el, dar era angajat al comunei Dimeș Făget, adică a UAT-ului, trebuie să transferăm și șoferul. Și dacă trebuie să transferăm șoferul, trebuie să avem în organigramă prins și un post de șofer și care trebuie să fie și bugetat, să nu plătim noi, că dacă lucrează pentru ei, să plătească ei. Dar nu mai sunt șofer la mașini mari la acord. Nu este niciun. Dar pentru mașină mare care... Care umblă zilnic în pădure, lucrează pentru ei. Doamne ferește de un accident de muncă, ceva, să fie a lor, adică ei să răspundă, să nu răspundem noi de treaba asta. Și trebuie bugetat, ci era nevoie de modificări la statut și la statut de funcții și la organigram. Da, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statutului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Dimeș Făget. Avizează comisia 1. Inițiator, primarul comunei. Statul de funcții aceeași a rămas ca și anul trecut. Noi suntem obligați să actualizăm în fiecare an. Cred că cealaltă hotărâre este vorba de stabilirea salariilor de bază. Adică aceeași treabă ca și anul trecut, că încă nu ne permite să mărim salariile. Nu s-a schimbat nimic de anul trecut. Nu s-a schimbat nimic. Se poate pune amândouă proiecte de hotărâre pentru că unul de anul trecut. Deci aș fi discutat atunci, ar supun la vot ambele proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Da, proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Dimeș Făget. Avizează Comisia 1. Inițiator, primarul Comunei. Aici, cine urmează acum, doamna secretară, pe cine? Păi, în ordine alfabetică, dacă luăm, ar trebui domnul Suciu Dumitru. Domnul Neagoi nu a fost, este absent. Domnul Oltean, care este online, nu putem să votăm. Suciu Dumitru. A fost în începând cu luna ianuarie. Da. Domnul Suciu. Acceptați? Da. Dar la vot o să da. Bine. Bine. Supun la vot, deci. Mare rost e, domnul da, Suciu. Da, suntem pe... La mine a este. Mai avem ceva în afară? Nu. Diverse, dacă... Deci urmează diverse, dacă vrea cineva să ia cuvântul. Domnul Tonco? Da, bine, poate e ultima ședință ordinară din acesta. Știu, domnul, las colegi și vă... Da, bine, domnul Tonco. Nu se cânt? Nu. Domnul? Da, vă doresc cu Crăciun fericit și la mulți ani tuturor și multă sănătate. Mulțumim la pe domnul Iașa. Două dăguirea. Căsănic, mersi. Domnul. Aș vrea să menționez că după ce se termină sus de spus piatră de acolo, să refacă așa un lucru, să nu iasă. Dar mai tare, că nu l-au dat nici de aici. Să nu iasă apa. Da, pentru că iese apa pe drum. Da, dacă în gheață, atunci iese apa pe drum. Când pleacă mașinile de escavatorul mare, escavatorul, atunci se facă așa într-un acolo ca să curgă apă pe acolo, pe așa. Bine. Asta că, cred că să termină cu subiectul de astăzi. Bine, mulțumim că se rămânați. Nu am așa. Domnul Vice? Ce da. Crăciun fericit tuturor. Boldog, vina pe cât. Boldog Coroacem, Boldog Iva. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc Consiliul Local pentru susținerea acordată pe anul ăsta, eu mulțumesc frumos, ați fost implicați, ne-ați ajutat cu orice, la orice oră, am avut ședințe extraordinare foarte multe în care ați participat, dacă nu ați putut, ați venit seara, dimineață, nu contează, mulțumesc foarte frumos și vă doresc un Crăciun fericit și la mulți ani. Ați ales o columol, o sărat neimundan, e tister, dimeș, bucheam, berec, nachișcu, e dealut, Crăciun, chivanu, ești boldog, ujesztendőt, kívánunk mindenkinek. Hogyha valamilyen kellemetlenség érte őket, vagy valamivel nincsenek kibékülve, meg lehet beszélni, nyitottak vagyunk, várjuk Gimesbükbe a polgármesteri hivatalnál, és meg lehet beszélni minden. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a támogatását. Köszönöm.
președinte, le urez și eu cetățenilor sărbători fericite și la mulți ani. Mine în China Chiva mă loc că Bodovina pe Gent și Bodovina. Toastea am închis cerința de azi. Mulțumim.